Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt eu cine care avem o ediție eveniment în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Avem decizia finală privind cele două tururi de scrutin prezidențiale, vă arăt calendarul oficial și vă spun când vor alege românii noul președinte. Vă prezint și pericolul grupărilor extremiste care destabilizează țara și vă arăt cum este pusă la cale operațiunea care creează haos general. Veți vedea alianța din anul alegerilor pregătită să blocheze extremismul. Am și informații despre funcția negociată pentru Klaus Iohannis pentru după finalul mandatului. Vi-l aduc pe președintele popularilor europeni care face anunțul crucial. Vă prezint și țara care introduce legea pentru garantarea pensiei minime și vă arăt cum vor fi pensiile legate de salariu pentru un trai decent. Un trai decent e cheia. Am primit și actul confidențial ajuns pe masa Guvernului României și veți vedea manevra prin care statul vrea să colecteze sume uriașe. Vă spun de unde vor să ia 90% din profit și vă spun ce companii sunt vizate. La 741 de zile de război vă arăt că tensiunea crește în Europa din cauza războiului din Ucraina. Vă prezint mutările de ultimă oră făcute în două mari țări europene și vă spun cine este președintele care vrea să înceapă asaltul. Nu fiți lași, zice acesta. Vă arăt și unde se vrea introducerea serviciului militar obligatoriu. Toate acestea într-o ediție eveniment a cheii zilei care începe chiar acum. Avem o decizie finală pentru a legifera, sau unde era nevoie să legifereze, că alegerile pot avea loc chiar și cu 3 luni înainte de terminarea mandatului președintelui României, astfel încât să poată, nu cum au decis ei în calendar, să pună alegerile prezidențiale în septembrie. Colega mea, Mădălina Petre, are toate detaliile de la votul final care s-a dat în Camera Deputaților. Bun găsit, Mădă, te ascultăm. Bun găsit tuturor. Nu au stat foarte mult pe gânduri parlamentarii PSD și PNL și imediat după ce liderii coaliției au stabilit să organizeze mai repede alegerile prezidențiale, s-au și făcut demersurile în acest sens în Parlament. Ca atare, astăzi s-a dat votul final pe proiectul care permite devansarea alegerilor prezidențiale. Este vorba despre acea inițiativă a UDMR care prevede modificarea datei alegerilor pentru președintele României. În forma care a fost adoptată de Parlament și care va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis, alegerile prezidențiale pot fi organizate la începutul lunii septembrie. Totul în contextul în care coaliția deja a stabilit ca aceste alegeri să aibă loc pe datele de 15 și 29 septembrie. Nu s-a dat însă ușor acest vot, având în vedere scandalul pe care l-au făcut parlamentarii opoziției. Aceștia critică acest demers care vine din partea coaliției de guvernare, despre care spun că este nedemocratic. Mai mult, USR, PMP și Forța Dreptei deja au anunțat că atacă legea la Curtea Constituțională pe motiv că se încalcă principiile democratice. Da, mulțumesc foarte mult, Mădălina. Dacă se încalcă sau nu rămâne de văzut. Fapt este că aceste schimbări cu septembrie prezidențiale, cu comasarea europarlamentarelor, cu locale, cu liste comune, toate acestea, a spus-o și președintele PSD, Marcel Ciolacu, au fost făcute pentru a combate extremismul. Ei bine, cât de multe șanse au aceste două partide împreună, PSD și PNL, să combată extremismul, suveranismul, populismul și așa mai departe, îl auzim chiar pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, pe acest subiect. Am discutat cu domnul Weber situația politică din România. Am discutat despre modul în care această coaliție politică a reușit să guverneze țara de la sfârșitul anului 2021 și până în prezent. Am discutat despre această
nevoie de asumarea responsabilității între două partide din familii politice diferite pentru a putea să asigurăm stabilitatea și guvernarea țării într-un context de securitate economic și cu toate crizele pe care nu vreau să le mai repet acum. Și dumnealui și, desigur, ceilalți lideri europeni au înțeles demersul nostru. Avem nevoie în acest context în care populiștii și extremiștii au avut o creștere semnificativă să putem să generăm și să recâștigăm încrederea cetățenilor. Da, l-ați văzut la începutul acestui sincron și pe Manfred Weber, președintele Popularilor Europeni, la care ne vom întoarce în câteva minute, dar până atunci vreau să vă prezint pe cei care mi s-au alăturat astă seară. Este vorba de senatorul PSD Daniel Zamfir. Bună seara! Bună seara! Prin telefon, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bun găsit! Bună seara, bună seara, domnule Șnecăr, bună seara, telespectatorilor, bună seara, domnului Zamfir și invitațiilor noastre. Și, de asemenea, jurnalistul Iosif Buble, știrpesurse.ro. Bun găsit și ție! Bună seara, mulțumesc! Haideți să luăm toate aceste lucruri puțin așa mai la analiză. Desigur, a spus-o, cum am zis, și Marcel Ciolacu, a zis-o acum și Nicolae Ciucă, că se vrea sau s-a vrut prin această comasare, prin această listă comună, prin toate acestea, s-a vrut crearea unui bloc care să lupte împotriva extremismului, a suveranismului și a populismului. Până aici, teoretic, n-aș avea nimic împotrivă. Dar, Rareș Bogdan, și aici este buba cea mare, dacă mă uit la ceea ce se întâmplă în online, dacă mă uit pe tot felul de studii de piață, dacă mă uit în general la ceea ce analizează colegii mei analiști politici, ajung la concluzia că, practic, PNL-ul și PSD-ul n-a făcut altceva decât să dea apă la moara partidelor de opoziție, mai ales alu AUR, astfel încât să-l facă să crească de când s-au luat aceste decizii. Domnule Șnecăr, haideți să vedem cum arată 2-3 cercetări care vor realiza în următoarea perioadă. Primele două cercetări au plecat astăzi în teren pentru municipiul București, dar și una națională. Și după asta vom putea sta de vorbă. Eu sunt absolut convins că românii vor ști să aleagă între Europa și extremism, românii vor ști să aleagă între securitate regională și între stabilitate și dezvoltare economică, ceea ce garantează această alianță PNL-PSD, și haos și scandal și eventual o pierdere a banilor europeni după modelul Ungariei. România a primit 95 de miliarde de euro bani europeni din momentul aderării până astăzi și a făcut plăți către Uniunea Europeană de 26 de miliarde. Da, încă o dată, asta este discursul politic. Asta este discursul politic pe care îl înțeleg și îl și susțin până la un punct. Problema însă, repet, una este dorința și alta este putilința. În dorință o înțeleg. Putilința însă mi-arată, repet, ne uităm, ați fost analist politic înainte să fiți politician și știți foarte bine că există o serie întreagă de ghiduri după care ne luăm ca să ne dăm seama ce se întâmplă după un anume eveniment. Evenimentul de comasare, evenimentul de liste comune și evenimentul de mutare a prezidențialelor în septembrie au dus clar la o creștere tamana celor împotriva cărora ziceți că vreți să luptați. Domnule Șnecăr, în momentul acesta, alianța PNL-PSD la europarlamentare, respectiv acest front pro-democratic pe care l-au făcut cele două partide mainstream democratice ale României,
va duce la peste jumătate plus unul dintre europarlamentarii români în Parlamentul European să fie de la cele două formațiuni. Eu vă spun că asta doar dacă în următoarele 17 este cifra pe care noi am țintit-o, dar putem merge spre 19-20 de europarlamentari, pentru că astăzi vedem doar disperarea. Nu avem nimic concret în, în agresiunea verbală a celor de la USR și celelalte formațiuni politice, nu avem nimic concret în a vedea că AUR ar putea să crească. De acord, deci, dar iertați-mă, nu ne-am născut ieri, nu ne-am născut ieri în România. Totuși trăim de atâta vreme și știm foarte bine că în România se votează împotrivă și nu pentru. Domnule Zampir, încă o dată, puțin. Vă rog. Domnul Șecă și distinși invitați, domnule Buble, domnule Zampir, noi, cele două mari partide ale României, avem împreună 2800 de primari din 3200. Avem împreună numai puțin de 20 și 9.000 de consilieri locali din 32.000. Adică este, dacă pornești mașinăriile celor două partide, gândiți-vă că avem 37 de consilii județene din 41. Noi avem 1260 de primari, cei de la PSD au 1430 de primari. Deci dacă noi pornim mașinăria de partid, PSD are 420.000 de membri, noi avem 284.000 de membri. Dacă mașinăriile celor două partide pornesc, dacă comunicatorii intră pe televiziuni, intră în spațiu public, radiouri, televiziuni locale, televiziuni naționale, meeting-uri, suntem imbatabili. Dar pentru asta trebuie să conștientizăm cu toții că România se află într-un pericol real al extremismului. De acord, eu sunt de acord și predicați convertitului aici. Problema pe care însă eu o văd, domnule Zamfir, este că în ultimile analize, repet, nu sunt analize făcute de copii mici, sunt analize făcute de colegi de-ai mei care știu tot atât de multă politică ca noi toți, care știu să se uite, care știu să se ghideze după ceea ce se întâmplă în mediul online, care știu să se uite la modul în care românul votează, după cum spuneam, în general împotriva ceva și nu pentru ceva, și degeaba încercăm să ne dorim să fie altfel, trebuie să trăim cu picioarele pe pământ, în realitate. Eu vreau să știu altceva. Dacă totuși nu va fi acel 50 plus 1 de care vorbește Rareș Bogdan și pe care și eu mi-l doresc, dar dacă nu va fi, cine decontează și cum? Haideți să vedem, că nu mai e mult până la alegeri. Noi credem și ce să, dacă nu va fi, dacă și cu parcă, domnul Șnecăr, deocamdată n-au căzut în bar. Asta se numește analiză politică. Am înțeles. Am înțeles ce spuneți, dar haideți că aici sunt de acord cu ce spunea Rareș. Urmează o perioadă în care toți comunicatorii partidelor, primarii, consilieri și așa mai departe, activul de partid, să explice oamenilor despre ce vorbim. Că în afară de zgomote și de scandalul și de isterii din partea opoziției, ba că nu-i democratic. Ce, domne, nu e democratic? Că am comasat niște alegeri și vor veni mai mulți oameni la vot și când vin oameni mai mulți la vot, legitimitatea alesului mai mare? Asta nu e democratic? L-auzeam pe Drulă iarăși că, domne, nu știu ce, iarăși nu-i democratic, că m-am modificat data alegerilor. Ce nu-i democratic? Asta arată doar un soi de disperare. Dacă mă întrebați pe mine, nu știu ei să exprime. Păi, dacă chiar vreți îi ajutați dumneavoastră, ia să vedem. Dar vedeți, vreți să-i ajut eu? Nu, încă o dată, nu este un motiv real, dar dacă vreau într-adevăr să o zică, ca măcar să aibă din punct de vedere al exprimării logică, puteau să spună, domne, faptul că au zis cu subiect și predicat că fac acest lucru ca să ne combată pe noi, celălalt partid, cel mai mare partid de opoziție, faptul acesta în sine este o acțiune nedorită. În cel cu putere încearcă să pună cizma pe gâtul. Păi da, de ce pun cizma gât? Că tot oamenii votează. Domnul Șnecăr, sigur, tu poți să ai... Eu n-am zis că e corect. Eu am zis că dacă vreau să zic o propoziție care să aibă... Poate să zică orice zic ei. Domnule, tot oamenii votează. Dacă eu mi-am făcut o strategie să mă unesc pentru un obiectiv, tot oamenii votează, domne, nu înseamnă că a pus nimeni cizma pe gâtul nimănui. Să vină oamenii să voteze și să se gândească. Bă, frate, ce zic ăștia? Dacă cum să acest lucru și aici, văd că nu reușesc să obțin... Păi uite, vă dau eu ceva, uite, acum obțineți. Și apără punctul de vedere. Uite. Vreau să-l întreb pe Iosif, Ioșca, hai să o luăm totuși ca, să zicem așa, ca observatori, ca analiști.
dacă totuși există și posibilitatea, nu poți să o ignori, nu poți să te duci într-o bătălie și să spui, domne, mie în sută câștig. Păi nu se știe, mă împiedic și cad, mă zgâri la mână, mă mușcă șarpele, se întâmplă ceva. Deci, dacă, Doamne ferește, se întâmplă acest lucru și nu obține acel 17 locuri pe care și doresc, ce se întâmplă? Care va fi efectul pe celelalte scrutinuri pe care le mai avem în anul acesta? Și cine decontează? Că sunt împreună. Cum mai măsor eu? Că înainte era, domne, dacă PNL-ul ia fără 2, atunci îl luăm gâtul Luciucă. Dar acum nu mai se vede clar. Păi, în primul rând, ar trebui toate astea judecate într-un trabou complet. Tu aici vorbești doar de alegeri europarlamentare. Este evident că în momentul în care faci 1-1 în politică, nu dă 2 cum dă în matematică. Ne dând 2 și calculând doar pe zona asta, atunci puteam spune că avem o problemă. Poate nu obțin 50% plus 1. Merg pe varianta ta. Dar vor câștiga. Nu poți să dai jos pe cineva care câștigă. Pentru că alegerile europarlamentare în sine, în jocul politic intern, nu au foarte mare impact. Aveau impact doar dacă erau organizate singuri, singure. Dar pentru că au făcut această combinație și au făcut alegerile europarlamentare împreună cu cele locale, aici se anulează tot jocul de la alegerile europarlamentare. Pentru că oamenii vor merge la vot, tu spuneai că nu votează pentru, dar de data asta vor vota pentru primar, chiar dacă dincolo vor vota invers. Nu știu deocamdată cum vor fi făcute secțiile de vot. Nu cred că e posibil acest lucru, că eu nu cred în teoria asta. De ce nu cred în teoria? Lasă-mă să... Lasă-mă să... ștampila pe primarul PSD și pe urmă pune... Nu. Eu spun... pe europarlamentarul, nu știu, de la Dreapta Unită. Până ajunge la europarlamentar, vor fi o cascadă de voturi. Fiecare om va primi 5 buletine de vot. Primarul, când va face campanie, va spune, votez cu mine. Apoi Consiliul Local, apoi Consiliul Județean, apoi Europarlamentar. Deci, lucrul un pic mai complex aici, chiar dacă jocul a fost făcut pentru tot anul, matematica asta făcută pentru europarlamentare va fi anulată de votul pentru alegerile locale. De asta spun că atunci când te vei uita tablou pe 9 iunie seara, vei spune așa, cine a câștigat? Păi vei vedea un partid mare care va avea foarte mulți primari, un al doilea partid mare, vei vedea o listă de europarlamentari și vei vedea partidele astea care spui tu că acum vor câștiga. Și cine? Perfect. Hai răspunde. E un joc mare. Întrebare. În condițiile astea, cine a câștigat? Ăla cu cei mai mulți europarlamentari? Ăla cu cei mai mulți primari? Ăla cu cel mai mulți ce? Cine va câștiga? Uite, am băut apă. Înainte, de exemplu... Am băut apă să-ți arăt aici. Ce vezi? Plin, gol, cum îl citești? Așa va citi cineva și pe nouă. Cu apă. Uite, e un sfert plin. Adică ideea e cum citește, cine citește pe 9 iunie? Asta e problema. Nu ce ne asumăm noi acum spunând dacă nu câștig aia sau aia sau aia. 100 de mesaje ca să confuzeze și mai mult. Nu confuzeze. Iarăși Bogdan nu pleca pentru că vreau să vorbim puțin și despre această zi importantă în care s-a adunat toată protipendada politică populară din Europa în București. E Congresul Partidului Popular European la București și evident a venit și președintele popularilor, e vorba de Manfred Weber, care a avut o declarație foarte interesantă la congres sau la conferința de presă, inclusiv la întrebarea, domnule, ce se întâmplă cu Klaus Iohannis? Ce pregătiți acolo? Ascultați-l pe Manfred Weber. Well, the outcome of 10 years of leadership of Klaus Iohannis here in Romania are impressive. I see, first of all, the question of rule of law, to fight against corruption, to be clear on this, to make Romania a modern European country. And the second is the economic success during these 10 years. Impressive, really, the last months where Nicolae was in office, was the figures are really impressive. So that's why what PNL with Nicolae Ciuca and also with Klaus Iohannis showed is that Romania is respected on European level. That is the main message. The voice of both leaders count on European level when we are sitting together and we are discussing issues. You know that I cannot comment now on the concrete decisions in front of us because in a democracy, first of all, people have say. So people decide about majorities and that is with respect that we wait for this outcome. But I want to underline one point. We are the party of Central-Eastern European countries and that's why the current situation that no one from the Central-Eastern European countries is in the lead
of the European institutions is for the next mandate not acceptable at all. So I support the decision that we need someone from Central Eastern European countries also in the lead of Europe. Da, avem totuși, cel puțin din câte știm noi, vor fi și oameni din Europa de Est în conducere. E interesant ce se întâmplă. Domnule Bogdan, mai întâi de toate un lucru care mie pe care l-am reținut. Partidul Popular European este partidul Europei Centrale și de Est. Trebuie să recunosc că am izbucnit în râs când am auzit acea propoziție, pentru că chiar este. Dar de ce este? Este pentru că Franța, Germania, Italia, Spania, țările mari nu mai au populari. Popularii au pierdut la alegeri acolo și ca atare singurele țări care au reușit să păstreze PPE-ul la putere, fie la președinte, fie la vârf de guvern, fie la ambele, au fost taman țările din centru și estul Europei. Eu, în locul lui Weber, nu m-aș fi lăudat cu chestia asta, ci mi-aș fi mușcat limba rău de tot pe subiectul ăsta. Dar, punând deoparte această glumă, ce se pregătește pentru Klaus Iohannis? M-am trezit cu această informație că România l-a propus pentru secretar general NATO. Nici până astăzi n-am aflat cine din România a făcut această propunere, onorabilă cum este. Și doi, încă se mai negociază pentru ce în pachetul european? Domnule Cenecă, distinși invitați, dragi respectatori, avem 13 șefi de stat și de guvern din 27 care sunt ai familiei popularilor europeni, de sunt din PP, respectiv. Sigur, avem Polonia cu Donald Tusk, avem Grecia cu Mitsotakis, avem Austria, avem Croația cu Plenković, avem de asemenea Bulgaria de mâine cu Maria Gabriel și avem România cu Klaus Iohannis, doar în partea estică. Centru și estul României. Plus Lituania, Letonia, Suedia, Luxemburg. Deci avem 13 șefi de stat și de guvern din 27. Deciziile mari ale Europei se iau în Consiliu, dacă vreți, Consiliul Vaticanului, în Consiliul Înțelepților, adică în rândul celor 27. Socialiștii au 5 șefi de stat și de guvern, printre care Marcel Ciolacu, Costa al Portugaliei, Sanchez al Spaniei sau Scholz al Germaniei. Cei de la Renew al domnului Macron au 4 șefi de stat și de guvern. Deci cel mai mare grup politic, cel mai influent grup politic. Și mai este Giorgia Meloni de la Suveraniști. Corect, numai că Giorgia Meloni de la Suveraniști, domnul Victor Orban de la Suveraniști, deci există, restul sunt Suveraniști. Da. Orban e PP, totuși. Nu, Orban nu mai e PP, a trecut la ECR, a trecut la ICR, a plecat de la EPP în urma atacurilor pe stat de drept. Dar, domnule, cel mai important lucru care se întâmplă este că Partidul Popular European are 177 de europarlamentari din 705. Este cea mai mare familie politică și pe toate proiecțiile de făcute sociologice, Partidul Popular European și datorită atragerii Partidului Fermierilor din Olanda, Partidului Flamand din Belgia, Partidului Premierului din Slovacia, va ajunge undeva la 180-185 de europarlamentari, deci își va păstra ponderea și va fi... Bun, și ce se negociază pentru România, pentru Klaus Iohannis? Ce anume se negociază? Care-i costul? Eu vorbesc pentru România, în primul rând. Pentru România negociem o poziție de vicepreședinte al Comisiei Europene, o poziție extrem de importantă, care poate fi și comisarul pe apărare, unde există doar concurența Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, și comisarul pe extindere, deci vicepreședinte al Comisiei Europene, o poziție de vicepremier la nivel european, dacă vreți, extrem de importantă, poziție de vicepreședinte a Parlamentului European, și două comisii. Pe lângă acest lucru, sigur că prin calculul rezultatelor, inclusiv președintele Consiliului este în joc, pentru că, după cum știți, la Parlamentul European există o rotativă la 2 ani și jumătate. Pe prima rotativă poate intra un reprezentant al socialiștilor sau al Renew, iar în poziția de președinte al Consiliului se dă omului care are cea mai mare experiență, care are validare la nivel internațional împreună cu președinția Comisiei. Deci majoritatea în următorul mandat al Comisiei Europene
guvern european va fi condus tot de PPE, de socialiști și de Renew. Da, am înțeles acest lucru. Eu voiam să aflu ce se negociază pentru și m-ați luat, ca să zic așa, m-ați dus peste tot, dar nu mi-ați dat răspunsul ce se negociază punctual pentru președintele Klaus Iohannis când își termină mandatul. Domnule Zanfir, ați aflat cumva de la șeful dumneavoastră, de la președinte, de la premierul guvernului României, cine a fost organismul statal, persoana din stat care l-a propus pe Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general? Nu, NATO. Nu, domnule, n-am auzit. Păi l-a avut aici, NATO. Domnul Victor Ciutacu invita pe domnul Ciolacu și l-a întrebat. Și a răspuns. Păi da, dar nici domnul ăsta spunea că nu știa. De-aia ziceam că poate s-a interesat. Poate s-a interesat și a aflat între timp. Nu, nu știu. Nu cred că asta a fost preocuparea majoră. Cum acum mă gândeam că mă întrebați dacă domnul Ciolacu negociază ceva pentru domnul Iohannis. Nu, dacă n-ar fi fost atât de... tocmai că toată lumea ridică din umeri, dar repet, toată lumea confirmă că este așa. Dar în același timp, toată lumea nu știe cine a fost cel sau cea sau instituția care l-a propus, asta mie mi se pare ușor bizar, ca să zic. Doamne, v-a zis Marcel Ciolacu că l-a propus, eu am înțeles că nu. Și restul nu știu, tocmai. Nu. El nu, guvernul nu, Ministerul de Externe nu, eram curios să știu cine a făcut acest lucru. Păi, dar există, eu n-am înțeles că există o hârtie oficială, Nils. Sincer. Eu am... putea, Nils. Toată lumea a confirmat și Mircea. Că e hârtie oficială acolo. Cine poate face această... Nu, nu, a fost vorba de o notificare. Notificarea o putea face doar reprezentanța pe lângă NATO. Și atunci avem răspunsul. În subordinea cui reprezentanța... Păi reprezentanța trebuia să fi primit acest lucru de undeva din țară, că nu se trezește. Hai să vedem reprezentantul cine... e să ca vedem, un ambasador. Să vedem cine, în fața cui răspunde reprezentanța și atunci ne dăm seama. Păi e sau MAE sau MAPN-ul, din câte știu eu. Acolo, sau zona prezidențială. Da. Sau chiar, da, zona prezidențială. Chiar zona prezidențială. Bine, am înțeles. Domnule Weber, domnule Weber, auzi, domnule Bogdan, vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că a mai apărut un lucru pe care aș vrea să-l dau acum, înainte de vorbim, numai o secundă, Adrian Jumugă este producătorul meu. Jumui, putem să intrăm în legătură cu Ionuț, ca să vorbim cu domnul Rareș Bogdan și despre acest lucru, te rog frumos. Pentru că mai am o știre foarte interesantă care a apărut chiar la minute înainte de a începe această emisiune. Victoria Nuland, cea care știm foarte bine, subsecretar de stat în Departamentul de Stat al Statelor Unite, unul dintre cei mai vechi diplomați ai Statelor Unite în funcție, și-a dat demisia. Brusc și dintr-o dată, colegul meu Ionuț Grigore are detaliile. Bun găsit, Ionuț! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vorbim despre al treilea diplomat american ca rang. A fost țintă frecventă a criticilor pentru opiniile sale, agresive față de Rusia și acțiunile acestea în Ucraina. Ei bine, Victoria Nuland, al treilea diplomat american ca rang, își va părăsi postul în această lună. A anunțat că intenționează să demisioneze în următoarele săptămâni din funcția de subsecretar de stat pentru afaceri politice. E practic un rol în care a personificat angajamentul președintelui Biden de a pune diplomația din nou în centrul politicii externe și de a revitaliza globalitatea Americii. Da, mulțumesc foarte mult, Ionuț. Domnule Bogdan, vă rugasem să rămâneți pentru că mă gândeam că ați auzit acest lucru și că erați încă cu toți potentații populari din Europa. Pe mine unul m-a surprins modul brusc al acestei apariției, acestei știri. La câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, un om care știm foarte bine a criticat foarte, foarte mult Rusia și invazia Rusiei în Ucraina, dar un om care ne aducem aminte, apropo de popularii europeni, un om care a fost foarte apropiat de Traian Băsescu în perioada în care, nu ne aducem aminte, de crearea
și dezvoltarea statului subteran în acel mandat. Acum, după cum știți, discuția până la această oră, practic noi am început discuția pe grupul EPP imediat după conferința de presă de la 13.30, în jurul orei 15.30. Acum ne deplasăm spre Palatul Parlamentului, prima rundă s-a încheiat. Am vorbit puțin de repercusiunile și de ce se întâmplă după Super Tuesday, care este momentul în care se organizează alegeri în numai puțin de 15 state americane, care vor fi hotărătoare în perspectiva alegerilor. Sigur că, având în vedere că această veste a venit din rândul administrației Biden, administrației democrate, în ziua de vot în care 15 state americane își aleg primaries și în care, sigur, Donald Trump are un ascendent, are un moment extrem de bun, e cu semne de întrebare și vom vedea exact care este analiza precisă a acestui gest. Pe de altă parte, după 3 zile petrecute la Chișinău, Republica Moldova și nenumărate vizite alături de Nicolae Ciucă, vă pot spune că subiectul Ucraina, a războiului din Ucraina și a ofensivei, a căderii Avdiivka și a pornirii ofensivei spre Nicolaev și Odessa, este un subiect care influențează toate politicile la nivel european, cu atât mai mult politica României și, sigur, sperie extrem de serios ceea ce se întâmplă acolo pe frații noștri de peste Prut. Deci gestul va fi cu siguranță interpretat și întors pe toate fețele. Este într-un moment cheie al politicii americane, având în vedere alegerile și primaries-ul american pentru desemnarea celor doi candidați, republican și democrat, și în același timp, într-un moment extrem de greu, în care frontul din Ucraina a fost spart în 5 locuri, în care ofensiva Rusiei pare că nu se oprește, în care a căzut Avdiivka după 2 ani e drept, și în care să sperăm că la nivelul Congresului American... Și în care Ucraina nu mai are susținere foarte mare, cel puțin din punct de vedere financiar. Este problema. Acum niște informații în plus cu privire la de ce această demisie absolut șocantă. 50 de miliarde de euro sunt banii pe care îi așteaptă Ucraina. Da, doar că așa nu sunt militari. Nu-s bani militari. Nu-s bani militari. Nu-s bani pentru arme. Ei au probleme pe arme în momentul de față. Mai ales pe muniție. Domnul Schnecker, dacă cade Ucraina, Moldova este într-un pericol mortal. Știu, eu tocmai de-aia spun, tocmai de-aia sunt atât de îngrijorat. Tocmai de-aia eu sunt unul dintre puținii jurnaliști care numără zilele din data de 24 februarie 22, când Rusia a invadat Ucraina. Sunt unul dintre puținii. 741 de zile sunt astăzi. Credeți-mă, sunt foarte îngrijorat. Pentru că sunteți foarte rațional. Numai o secundă, domnule Bogdan. Numai o secundă, e foarte important să văd dacă avem această informație. Ioșca, ai ceva pe surse la tine de unde a apărut această mișcare de genunchi venită din culise, deodată, bum? Nu știu, eu prima dată când am văzut comunicatul, pentru că era o fotografie venită din Statele Unite, am căutat pe site-ul Departamentului de Stat și titlul comunicatului de presă de acolo spune despre demisie, nu spune despre demisie, spune despre pensie. Deci doamna Newland a ieșit la pensie, este un întreg laudațiu făcut de domnul Blinken la adresa ei. Pensie, și este înlocuită de John... Dacă era doar pensia, nu aveai în momentul de față un interimar. Eu spun oficial. Treaba pregătită. Îl ai pe... Era... Da, bun, asta... John Bass se va ocupa. Eu o leg, pentru că ultima parte a comunicatului vorbește foarte mult de Ucraina. Este probabil o mișcare a administrației americane pentru a se apropia, asta așa citesc eu ce văd acolo, a se apropia probabil sunt anumite contacte cu zona rusă pentru a încerca totuși o apropiere. Pentru că Victoria Nuland, așa cum o știm și noi românii și cum s-a afirmat în momentele cheie în zona asta, era foarte intransigentă, prea antirusă, foarte vehement antirusă. Este probabil un moment în care administrația încearcă să aibă anumite contacte cu zona asta. Bravo! Mă bucur că ai spus asta, pentru că exact în cheia asta am citit-o și eu. Dacă nu cumva asta înseamnă, punând toate una peste alta, faptul că americanii n-au mai dat bani în ultima perioadă, faptul că nu mai au armament ucrainienii, faptul că rușii fac avansuri pe front, tot ceea ce spunea și Rareș Bogdan,
dacă în acest context nu înseamnă tocmai că Statele Unite merg acum, înainte de alegerile din noiembrie, într-o direcție în care vor să se așeze la masă cu toții la niște discuții, măcar de armistițiu, dacă nu și de pace, ceea ce ar însemna că, practic, Rusia, din punctul meu de vedere, domnule Zamfir, ar câștiga, pentru că, într-o astfel de discuție, în primul rând, și-ar păstra pozițiile. Acum, nu știu, sigur că este aici o luptă extrem de importantă, imagine, ca să zic așa. Dom'le, cine este câștigătorul războiului? E limpede că pentru Statele Unite și Europa a încheia războiul cu Rusia rămânând cu teritoriile ocupate, oricum o dăm eu o înfrângere, categoric. Și da? Pentru noi. Și pentru noi, da. Deci am spus toată Europa plus Statele Unite și chiar NATO, care, țările NATO care au alimentat cu armament pe ucraineni. Așadar, aici e foarte delicat de spus, n-am expertiza necesară, dar de altă parte cred și simt din declarațiile de până acum că undeva lucrurile trebuie să se încheie. Nu cred că mai poate continua așa, pentru că nici populația din Statele Unite, care iată va fi acum pusă în fața alegerilor, nici populația europeană nu prea mai... Și în contrapartidă, Rareș Bogdan, l-ai auzit astăzi pe Emmanuel Macron spunând foarte clar: nu fiți lași! Și insistă în continuare ideea de a pune cizme militare bilateral a unor state europene, membre NATO, în Ucraina, ceea ce, după părerea mea, ar duce la o catastrofă mondială. Catastrofă. Domnule Schnecker, distinși și invitați, situația trebuie să înțeleasă extrem de clar. Noi nu trăim în Algarve, nu trăim în regiunile îndepărtate ale Europei de vest, trăim și avem o graniță de 650 de kilometri cu Ucraina. Lumea trebuie să înțeleagă, mai avem 3 milioane și jumătate de români care trăiesc în Republica Moldova, în partea stângă, în partea dreaptă a Nistrului. Dacă, Doamne ferește, cade Nicolaev și pornește ofensiva pe Odessa, iar Putin, după testamentul lui Petru cel Mare, care pare că îl ghidează în această ofensivă, se îndreaptă spre gurile Dunării, pericolul pentru România... Da, asta ar însemna, asta ar fi pentru noi o catastrofă. Pe de altă parte, însă, să nu uităm că una din variantele discutate este tocmai renunțarea la Transnistria din partea Republicii Moldova, că altfel nu poate să intre în Uniunea Europeană. Facem o scurtă pauză, pentru că vorbea Rareș Bogdan de Super Tuesday, vorbim și noi de acest lucru. Donald Trump se pare că e pe cale să își asigure, fără discuții, nominalizarea ca și candidat al Partidului Republican la funcția de președinte. Vorbim despre asta imediat după publicitate. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Super Tuesday. Ce înseamnă asta? În Statele Unite, ca să ajungi președinte și să te nominalizeze partidul, mai întâi trebuie să te aleagă membrii, toți membrii partidului. Și o competiție foarte, foarte dură, se numesc alegeri primare. De obicei, președintele în funcție, cum e Joe Biden, nu are mari probleme, pentru că mai sunt 2-3 țuțări care încearcă să alerge, dar nu contează. Întotdeauna președintele în funcție, dacă mai are un mandat, el rămâne ca și candidat al partidului său. La Republican a fost un câmp de 14, au rămas 5, mai sunt 2. E vorba de Donald Trump și cu Haley, Nikki Haley, fostul ambasador al Statelor Unite la ONU. Haideți să vedem ce înseamnă acest Super Tuesday. Este ziua în care foarte multe state au aceste alegeri în aceea zi. Priviți!
Bătălia pentru fotoliul de la Casa Albă intră într-o nouă etapă. În Statele Unite au loc alegeri primare în 15 state, în ziua supranumită Super Tuesday sau Super Marți. Acum se stabilesc delegații care vor participa la congresele celor două partide. Din partea republicanilor, cele mai mari șanse le are Donald Trump. Deși contracandidata sa, Nikki Haley, speră că va putea să-i oprească ascensiunea. How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm winning by a lot, but forcing me nevertheless to spend time and money away from the campaign trail in order to fight bogus, made-up accusations and charges? That's what they're doing. De cealaltă parte, în tabăra democraților, președintele Joe Biden va fi cel mai probabil candidatul propus de partid. In America, we all count. In America, we witness to serve all those who, in fact, participate. And losers are taught to concede when they lose. And he's a loser. Alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 vor avea loc marți 5 noiembrie 2024 și vor fi cea de-a 60-a alegere prezidențială din istoria Statelor Unite. Președintele în funcție Joe Biden acuză că Trump va încerca din nou să răstoarne alegerile dacă va pierde la scrutinul din noiembrie. Da, doar că Iosca, cel puțin sondajele în acest moment într-o confruntare Biden-Trump, îl dau pe Trump câștigător de data aceasta. Atenție, în Statele Unite nu se votează sau nu se câștigă pe vot direct. E o chestie mai complicată. Fiecare stat are un număr de electori. E complicat, dar nu contează. Fapt este că Biden ar pierde astăzi dacă ar fi în fața lui Trump. Trump se pare că nu prea are probleme în fața lui Nikki Haley în acest moment. Și își va lua această nominalizare. Ce interesant însă de spus, Iosca, este că această confruntare, a doua confruntare Biden-Trump, o mare majoritate, 60% pe ultimul sondaj, nu ar dori să existe această confruntare Biden-Trump. Foarte interesant acest lucru, cu toate că, iată, amândoi vor fi nominalizați. Complexă asta, că nici nu dai seama dacă, bine dacă va fi o prezență mare sau un absenteist foarte mare. Și va conta foarte mult mașinăria de partid. E important însă în contextul ăsta și știrea dinainte cu doamna care a demisionat, pentru că cred că până la urmă Trump, stând foarte bine în sondaje, va obține nominalizarea, cred că dă drumul și fare și politica pe care o impune în discursul lui. Pentru că ți-aduce aminte, el spunea, eu rezolv problema asta cu statele, cu Ucraina în 2-3 zile, o rezolv foarte repede. Iar cum acum este că eu n-am nicio îndoială. Eu n-am chiar nicio îndoială, i-am susținut tot timpul că dacă Trump ar fi fost lăsat să-și facă numărul cu Putin, nu s-ar fi ajuns niciodată la război. Acum, dacă ne uităm drept la ce a fost mandatul lui Trump, așa vijolios cum a fost, Statele Unite nu au fost implicate în niciun război. Exact. Știi că a fost la un moment dat chiar nominalizat la premiul Nobel, dar na, fiind situația politică și felul în care este el. Nu, da, fiind Trump. Așa a cam fost dat deoparte. Este o problemă foarte mare pentru că economii nu stau foarte bine, sunt implicați în mai multe războaie. Congresul văd că a amânat un eventual discuție despre ajutor pentru Ucraina pentru încă o lună. Probabil că vin Paștele, apoi vin alegerile, vin vacanța de vară și se amână toate lucrurile astea. Pentru că administrația Trump a intrat într-un lucru în care de-abia poate ieși. De asta cred că încearcă niște negocieri pentru a arăta că e deschisă la lucrul ăsta. Iar problema migranților din sudul Statelor Unite va presa foarte, foarte mult. Iar Trump este cel care dă tonul în toate discuțiile astea și în toate politicile, ceea ce arată că îl face principalul. Da, pentru România, culmea, mai bine ar fi Biden decât Trump. Acum nu știu să vă spun dacă o fi Biden sau Trump mai bine, că nu am resimțit cel puțin în ultimele două mandate, haideți să o luăm așa, nu știu dacă pe mandatul republicanilor ne-a fost mai rău decât pe al democraților sau va fi, nu, asta chiar nu dau seama. Nu pot să... Păi măcar dacă ne uităm la numărul de trupe americane care se află în momentul de față în România... E și alt context. Și care... Păi nu contează. Chiar și în contextul acesta Trump n-ar fi trimis atât de multe trupe americane în România. Ori prezența atâtor trupe în România ajută România din toate punctele de vedere. Nu doar din punct de vedere al apărării.
n-ar fi fost atât de multe categorii, că acum, dacă îl ascultăm pe Trump, nu s-ar fi ajuns în situația asta, cum spune el. Nu, n-ar fi fost război dacă eram eu președinte. Acum, trebuie să recunoaștem, e un personaj. N-avem în momentul de față viză sau călătorie fără viză în Statele Unite, dar pe mandatul lui Trump, în mod cert, nu vom avea. Acum nu știu dacă e chiar așa. Ziceți. De ce ziceți dumneavoastră? Păi acum... pentru că Trump este mult mai dur la capitolul imigrație și la capitolul persoane care nu reușesc să se califice pentru viză decât a fost Partidul Democrat oricând. O fi, dar poate ne învățăm și noi cu un lucru, că nu mai suntem și noi chiar oricine, că chiar nu suntem oricine în NATO. Nu suntem oricine. Și cu toate astea, din păcate, tot încă ne mai uităm după marele licurici. La anul n-o să mai fi. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Noi ne revedem mâine la ora 19. Până atunci, Festivalul Știrilor continuă aici la România TV. România vine la raport la Andreea Hețulescu. Bun găsit, Andreea. Am înțeles că l-ai luat pe Bogdan Chiriac să primească și el raportul. Bun găsit, da, dau raportul alături de domnul Bogdan Chiriac ca să te citez, dar avem informații în exclusivitate și foarte multe dezvăluiri. De ce? Pentru că, într-adevăr, lumea se schimbă. Ați văzut această demisie surprinzătoare a unui funcționar american care a influențat foarte mult în ultimii 30 de ani. Revenim și pe plan intern, vedem ce se întâmplă aici, de ce e problema aceasta cu drogurile, ce se întâmplă cu liderii politici, ce jocuri se fac în această săptămână alături de liderii europeni. Vi se va schimba viața, toate detaliile imediat.